În data de 27 iunie, oamenii legii au desfășurat o acțiune în scopul prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave. În cadrul activităților au fost aplicate 128 de sancțiuni contravenționale, din care 81 pentru nerespectarea perioadelor de conducere și odihnă, 24 pentru nerespectarea regimului legal viteză, 2 pentru nepurtarea centurii de siguranță și alte 3 pentru diferite defecțiuni tehnice. Valoarea sancțiunilor a fost de aproximativ 49.000 de lei, fiind reținut un permis de conducere pentru depășirea vitezei legale de deplasare. De asemenea, Brigada Autostrăzii își reafirmă angajamentul de a continua eforturile în vederea creșterii siguranței rutiere.